Tăiem orice legătură, oricine și orice, tot ce am auzit, văzut, gândit, vorbit. Și mai luăm o respirație și scoatem afară orice rezidu energetic, tot ceea ce nu ne aparține sau nu lucrează în interesul nostru, cel mai bun. Și mai e o respirație și te gândești la cuvântul relaxare. Într-un moment, număr descrescător. De la 5 la 1, cu fiecare număr pe care îl rostesc, tu îți triplezi starea de relaxare, atât a mușchilor corpului tău, cât și a minții tale. Și mergi în relaxare, mai adânc și mai adânc și mai profund. Cinci. Patru. Trei. Unu. Numărela de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Sandu. Trei. Da, îl văd. Da, este el la mijlocul cortului. Ne-a dat acordul? Da. Partea lui subliminală este sătulă. Entitatea, un demon care îl înconjoară la fiecare pas, parcă în orice direcție merge, demonul se pune în fața lui și face prezentarea sau introducerea, nu știu cum să o numesc așa, să treacă prin vibrația demonului, prin filtrul lui. A. Și se simte foarte încorsetat în orice direcție, partea subliminală. Și zice că este sătul și obosit. Păi de când face așa? Zi. De la 14 ani ai lui, zice. Și nu mai are răbdare, nu mai are nici partea subliminală, nu mai are răbdare și e sătul. Parcă se răzvrătește cumva acum față de energia din jur pe care o simte că nu-l vede. Dar pentru că lucrurile nu ies așa cum ar vrea, cum și-ar dori, cum le spune, cum le impune altora sau zice toate parcă contra mea, împotriva mea. Păi, stai puțin. Atât cât să mă supere, să mă enervez, zice, și a ajuns cumva la o saturație partea subliminală.
Păi da, dar zis să pun, lucrurile nu ies cum le spune sau le impune altora. Da. Păi de ce trebuie să impună altora? Păi a ajuns să creadă că dacă el se impune, atunci o să fie lui cumva mai bine. Adică dacă strigă Se... și face și e autoritar, atunci o să-l asculte alții. Da, și o să se simtă el mai bine. Dar eu, asta e tot prin filtrul demonului, dar păi, nu-și dă seama. păi, tu te simți mai bine dacă te ascultă alții? Cum să te simți mai Păi, bine dacă alții te e ascultă? o variantă pe care a încercat-o spune ca și manifestare, ca să se simtă el mai Bine, și s-a simțit mai bine când spunea liber. și impunea altora? S-a simțit mai bine? Nu, pentru că nu, oricum, nu, zice, nu mă ascultă nimeni. Asta e impresia lui. Și se înfuria mai rău. Okay. Bine, partea subliminală e întreagă aici, Ela? O avem întreagă? Nu, îl văd 84%. A venit fragmentat. Două fragmente văd, în minus 2 și minus 3. Da. Așa a venit cu 16%, da, fără 16% ăștia, da? da. În minus 2 și în minus 3. Ok. Da. Apoi, acum, a păstrat acești 84% cu cât a intrat, iar și acum? Da. N-a mai pierdut alții. Nu. Păi, uite, n-a stat prea rău dacă n-a mai pierdut alții. N-a stat rău pentru că, ca și întreg, atât cât e 84%, a reușit să fie controlat de entitatea asta în totalitate și atunci a dat energie din întregul lui, din totalitatea lui. Și entitatea n-a mai fost nevoită să-l fragmenteze ca să-l poată controla, reușea să-l controleze total. Bine, dar entitatea asta a venit cu ea? Da. Sau a luat-o pe parcurs? Nu, e cu ea în contract de 9 experiențe. Mm-hmm. Mai este un lux și un draconian, dar sunt în afara câmpurilor lui. Da. Văd că nu mai acționează de 2 experiențe, ăștia. Dar are string cu el, da. Mm-hmm. Adică iau și ăștia energie. Da. Da, Potă, dar tot parte. Contractul a semnat cu demonul și acțiunile le face tot demonul. Da. Acum, grad de conștientizare, Ela? 3. Bine, și acum revenim la partea subliminară. Zice că nu mai suportă, nu mai suportă. Da? Da. Dacă nu mai suportă, ce are de făcut? Ce vrea să facă? Adică, gândește, are un plan? Cum să redreseze, remedieze? Nu știe. Nu știe. Nu, zice, e plin de furie și de draci. Cine? El zice, sunt plin de furie că nu știu cum să o mai scot la capăt, zice. Înțeleg. Orice fac, zice, îmi fac rău singur, zice. Așa înțeles. Percepe. Bine. Și cu păhărelul? De ce apelează? Mai apelează la păhărel? Aia dacă mintea, oricum e zice, plin de draci. Mintea e sătulă și ea, eu sunt sătul și eu și păhărelul e o oază de liniște, de scăpare, zice. Cum o să fie? Că tocmai asta nu este. E tocmai invers. Păhărelul pentru când minte, vine... Pentru minte și pentru partea subliminală e pauză, zice. A, e pauză? Dar pentru ceilalți? Din jur cu care zice, conviețuiește? Zice, Sandu? nu pot face mie bine, ce să mai vorbesc de cei din jur. Ce să mai pot face pentru ei când pentru mine nu pot să fac. Ia să vedem cine i-a dat remediul ăsta. Cine i-a sugerat că remediul ăsta? Păi. Minți. Remediul ăsta este, uite, cale de scăpare. Remediul ăsta e un sport mondial, nu național. Național, în primul rând, și mondial. Da. În care spune că atunci, se spune că atunci când bei, uiți de probleme. Păi da, așa și deci este. Deci e un program în un program adevărat.
Da, care atunci când bei, uiți de probleme. Da, asta chiar e, uite, un program adevărat e asta. Da? Și zice, asta da, fac. Da, da, mai urmează și partea a doua la programul ăsta, care cei care îl acceptă pe programul ăsta, partea a doua se vede că nu prea interesează sau nu îi dă atenție. Scap tu de probleme și umpli pe cei din jurul tău de probleme. Uneori s-a lăsat cu victime. Adică unul care a băut, a intrat, o să vedem cine și ce, pur și simplu a dat foc la casă cu membrii familiei, i-a omorât. Deci cele mai multe probleme se întâmplă datorită remediului. Păhărel. Zice, nu cred că e cazul meu. Zice. A, nu? Așa, n-au crezut mulți și majoritatea ălora care au apelat și se întrețineau probabil cu remediul. Probabil că, zice, neștiind ce faci, nefiind, neavând discernământ, da, zice, poți să faci multe prostii. Păi da, cine le face aici, vreau să vedem. Nu știe, da? Nu știu, zice, eu iau o pauză, zice. Ia o pauză. Adică adorme partea subliminală? Da, partea subliminală adorme, mintea de asemenea. Mm-hmm. E pusă și ea pe pauză, iar partea subliminală adorme. Bine. Hai să mergem, Ela, și să stea aici și să asculte partea subliminală. Să mergem într-un moment când începe să apeleze la remediu, la primul păhărel. Da? Am mai făcut analize de astea, dar asta e tema acestei sesiuni. Și mergem în acel moment și hai să vedem, canalizez partea subliminală. Da? Ok. 1, 2, 3. 1. Da. Sandu? Sandu, da? Da. Eu sunt Eleonor. Bine. Și stăm de vorbă aici, analizăm situații. Ce? Situații din viața ta. Și uite, acum suntem într-un moment în care tu ai luat decizia de că... De ce mă analizezi tu pe mine? Păi, pentru că tu, din viitor, mi-ai dat acord. Totul. Bine, dacă... ce vrei să vezi? Păi ziceam că eram aici, știi, când tu ai hotărât ca să bei un păhărel. Așa. Și de-aia ziceam, hai să vedem, bea păhărelul și să vedem ce se întâmplă. După ce bei păhărelul, tu mi-explici ce simți. Iau ce odihnă. Dintr-un păhărel? E începutul. Ok, deci ce simți tu? Ce se întâmplă? Ce se modifică în modul tău de a percepe? Ce simți? Simt că nu mai îmi pasă. Mm-hmm. Dar ce probleme aveai? Bei că aveai probleme? Nu mai am gânduri. Bine, dar tu bei când vrei să bei un păhărel. Bei că... La viața e o problemă. Viața și e o problemă. Cât te înțeleg eu din povestire, tu ai avut o viață, ai o viață frumoasă, șef, la o firmă mare, ai subaltern, aia te ascultă. Multe responsabilități, cu mulți nervi. De șef peste proști. Ia să vezi ce fericire vine. Păi da, poți să refuzi munca asta, dacă e, numai proști. Refuz. Și bani aduci tu? Aduc eu. Aduc eu pentru mine, fiecare pentru dar el. Dar mie nu-mi dai. Pe cine îmi dă mie bani? Ok, deci faci, să zicem, munca asta, deși nu-ți convine munca asta, da? Orice muncă vine cu problemele ei. La pachet. Căci că e mai ușor, că e șef, da. E mai ușor oarecum, dar faci altfel de muncă, mai cu capul. Mm-hmm. Dar faci și cu capul. Păi faci și cu capul și capul o ia razna, până la urmă.
Mai bine muncitor de rând, unde nu-ți mai bați capul. A, dar asta că acolo sigur nu că... mai iei bani prea mulți. Deci... A, păi, vezi? Munca după... Toate-s adică grele. Ce banii spui că am după... dus o viață ușoară? Nu spune da. Tu mie că am dus o viață ușoară. Păi... Știu eu cum am trăit. Da. Auzi? Așa, și ești... Acum, oricum, ești nervos, da? Ceva, munca, te stresează munca și proștii. E, acum nu mai prea muncesc eu, dar m-am ales cu multe pe cap. Adică, mulți cu ce te... și mulți dragi. Bine, și ai, bă, ia am un păhărel. Am adunat multe. Zici ce vrei. Ia departe. Un păhărel, zi. Ai băut păhărelul? Asta ți-am spus. Nu mai am gânduri. Nu, nu mă mai gândesc la toți proștii din viața mea. Așa. Care am avut de-a face. Ok. Și acum? Deci deja și gândurile s-au rărit. Bine. Da? S-au rărit gândurile. Mintea mea să-l liniștește. Am înțeles. Dar soția ta pe unde e? Pe aici, prin prejur? Ce treaba mea cu ea? Păi și cu ea pe contract de o dacă viață mă întreagă. Enervează, dacă păi vezi, face și nici ea ea pe proastă, n-ascultă. ce să fac cu ea? Auzi? Nici ea Toți se n-ascultă. crede ștepți. Toți Așa. Sunt deștepți. Păi da, și? Și toți sunt proști. Și deși ea te enervează, da? Toți mă enervează. Nu numai la servici. Uite, te enervezi și acasă. Păi normal. Bine, ia mai bea un păhărel. Deci Ia, acum tu e un spui cânt. mie ce să fac. Păi ca să analizăm, să vedem ce se întâmplă. Tu vrei Cu să mă tine. înveți. Nu, eu zic că mai bei un păhărel, că noi bea doar unul. La al doilea, să vedem. Nu O, vreau dar eu vrei să te să învăț. ajungi. Să vedem ce se întâmplă cu tine. Când îți beat. Uh-huh. Te-am spus, sunt liniștit, ador. Bine, așa, și... Până Și ce? ajunge, Dormi. merge mai departe, până când încep să dorm, da? Așa. Ia. Acum mă las să dorm. Te las să dormi. Da. Dar acum... Da, ce, nu mă las să dorm. Ba da, te las să dormi. Dormi, liniștit. Acum vorbesc cu ela și ela, să hai pleci. să vedem... A? O să pleci. Da, vorbesc cu el acum, te las pe tine. Cea prin care tu te manifesti, vorbești și Ela, te conectează-te de partea subliminală. Da. Și hai să vedem cine ia locul părții subliminale. Asta facem ca partea subliminală de aici să vadă ce se întâmplă. Și te conectezi că cineva îi ia locul. Corpul nu doarme neapărat. Demon. Da, să mă conectez cu cine e da, locul, cu demon. Da. Ok. 1, 2, 3. Una. Demone. Da. Ia uite. Ai intrat în serviciu. După pușă ce vrei. Să vedem ce faci tu, cum să, ce se întâmplă. Deci, tu ce faci? Adormi partea subliminală cu vinișorul și apoi preiei controlul corpului. Iau rolul. Îți iei rolul. Deci vezi că știi, ești la muncă, la servici. Asta nu e muncă. Da, asta e răsfăț. Aoleo, băi, ești un demon răsfățat atunci. Vezi? Ce îți place mai mult? Când îi văd pe toți isterizați. Aolo. De starea mea. Da? Și ce faci tu, adică? Ce faci tu? Îi irit mai mult. Da. Îi enervez. Te cert? Îmi iau hrana. Normal că mă cert. Îi jignești? Ce le faci? E aperitivul meu. Îi fac ceea ce sunt ei. Adică? Wow, proști. Chiar toți sunt proști? Gunoaie. Aolă. Jigodi. Ei. Neisprăviți. Dar unii sunt membrii familiei tale. Așa și ce. Ei, de la aia trag mai mult. Ei, se simt mai rău, mai prost, mai jigniți.
Pentru că pe aia străini nu prea le pasă ce le spune. A. E copilul tău, al tău, al lui Sandu, adică. Păi ăștia toți îi faci albie de porci? De ce nu? Ți-am spus că ăștia apropiați suferă mai mult din păi ceea da, ce le spun. Că au atașamente, da? Își iubesc tatăl. Ăștia-i dor. Restul ți-am zis să sunt diferenți. E, dar și cu ăilalții pe la servici tot de astea mai făceai. Păi mai fac când și ei ca sau mine și frații mei lângă ei, atunci ne răsfățăm atunci și este, mai mult. Este teatru în aer liber. Da, auzi, păpușă, tu cam știi toate astea, de ce pierzi timpul cu mine? Păi eu nu pierd timpul, eu de cu asta mă ocup. Știi? Cu ce? Cu stai de vorbă cu demoni? Da, cu tine, cu păr subliminale, cu să entități. Da. Deci cum aș face? Cum s-ar... Cum să se întâmple una acasă? Poate-ți fac o vizită. Aoleo! Păi poți? Ai ușa deschisă la casă. Hai, nu mai spune. Ia să vedem. Da. Intră pe ușă, ia. E, nu intru când vrei tu, intru când nu te aștepți. Aoleo! Ai pe unul lângă tine care e cam delicios. Da? Cine e ăla care e delicios? E, cine faci pe proasta? Nu știu. Uite că nu știu pe cine. Soțul meu e delicios. Bine, da. Nu cred că intri la soțul meu prin ușa mea. Nu cred că intri. N-a spus că prin a ta. Am zis ușa casei tale. A, casa, casă. Casă fizică. Casa zis, nu da? E doar a ta. Așa. Mă poate lăsa să intru mai ales e. Am înțeles. Asta e posibil, pentru că sunt mai mulți. Mai e și tata. Lasă da, tata... că dansăm un pic, păpușo. Da, eu v-ai spune. De mult eu nu mai răspund provocărilor soțului. Hai că o să vedem noi. De-aia intră acum. Intră acum la energia mea. Nu intră ca vrei tu. Ia intră și... Hai, nu vizitează-mă. Că te aștepți și o să fii pregătită. Na. Nu poți nu acum, așa. Că te arde. Te arde acum dacă intri. Când o să fii cu garda jos. A, deci asta nu trebuia să-ți o spun. Ai văzut că nici nu știam. Știi tu multe, păpușă. Îmi ia place spune, de cum, tine. Cum ai reușit tu? Hai, lasă-mă pe mine, că acum noi vorbim de sand. Cum ai reușit dar tu la încolo 14... doarme. Păi doarme, doarme acum, dar se mai și trezește, da? Cum ai reușit tu de la 14 ani să deschizi poartă, să cum să zic, ieși în contract cu el? Cum ai reușit să-l iei în posesie? De la 14 ani ai lui Sandu, le iei în posesie? E, nu chiar de atunci îl iau în posesie, dar de atunci mă amprentesc cât mai bine. Păi nu ești amprentat de alte câte nouă experiențe, nu te-ai tot amprentat? Vorbim de viața asta și de ce am făcut eu în viață. Am înțeles. De la 14 ani ai început să te manifesti mai mult, da? Da, să-mi arăt caracterul prin el. Mm-hmm. Dar de ce? De la 14 ani Sandu a început să mai guste câte puțin vinișor? Sau? Da, și simțeam mult curaj, am dat curaj. L-a gustat bine. Dar eu, nu cred că gusta vinișor la 14 ani Sandu. N-am zis că alcoolul, ci curajul. Curajul? Ok. Deci l-ai făcut curajos, viteaz, da? Da, ca un prost, ca un bou. De ce? De ce am folosit curajul ăsta în interesul meu. Nu în alt sens mai bun pentru el. Adică toate persoanele care manifestă curaj, personalități, oameni, și înseamnă că sunt posedați de voi? Nu, ți-am zis că l-am folosit în sensul meu. Mm-hmm. Curajul este neutru, de bine în ce sens îl folosești. Și... E ca și cuțitul cu care poți să mănânci sau să te hrănești. Mm-hmm. Deci să curajul... Să te hrănești sau să te hrănești. Da. Deci curajul este abilitatea părții subliminale, înțeleg. Da. Dar
Pe nu-i mai curajul da multe acesta, abilități că nu are nevoie de ele. Auzi? Dar pe curajul ăsta depinde de cum reușiți voi să manipulați mintea. Exact. Corpul. Și cu mintea reușim noi să manipulăm și nu da, voi. Și cum reușiți să o programați. Da. Și curajul ăsta puteți să programați o minte să facă oamenii ce, au fost războaie. Învățați să folosească curajul pentru a înfrunta. Exact, pentru a se război. Pentru război, a... răzbuna, înfrunta, ataca, răspunde cu aceeași monedă. Astea sunt programele voastre. No, da. Pe când curajul, partea subliminală, ar trebui să-l folosească. Cum? E, mă crezi prost să te învăț sau să vă învăț? Nu. Tocmai ți-am spus cum trebuie să folosiți voi curajul. A. Nu altfel. Curajul, partea subliminală, ar trebui să-l folosească taci. Cu capul de toți pereții, dacă vrea să războiască cu cineva, partea subliminală. Și nici cu voi nu trebuie să războiască. Deci curajul este... Ba da, cu noi trebuie să se războiască. Ba da. Curajul... Să ne înfrunte. La război. Curajul părții subliminale este de atunci când ea vrea să cunoască, să se cunoască. Eh. Da? Atunci este curajul părții subliminale. Și când... No, curaj când... este atunci când trebuie să merg la luptă. Cu capul înainte. Bine. Ca prostul. Deci atunci ai curaj când trebuie să merg la luptă. La luptă vă luptați voi, boilor. La luptă vă așteptăm. Voi vă luptați prin corpurile părților subliminale. A oamenilor, pardon. Voi sunteți aia în lupte care vă luptați. Păpușă, dragă, păpușă, mai zici și altceva. Știi ce zic acum? Ce? Out. Număr de ce la out? 1 la 3. N-o Ela, deconectează-te. Deconectează-te de ăsta. Mor de râs. Dragă de tine. M-a umplut râsul, deci chiar că ăsta m-a distrat. Ăsta era un clown. Un demon clown era. Manipulator, okay. Așa. Da. Partea subliminală e la... Ce părere are? Uite, cine se manifesta prin corpul lui? Când el ia un păhărel... Viclean, așa, și retlic, l-am simțit. Da. Și cu vorbă bună și cu vorbă dulce, da, așa, înțepător. Și jignea pe toți, erau proști. Da, da. Glumeț, jignitor, ironic, da. Glumeț, dar subtil, așa, face treaba, știi? Da. Da, da, da. Dar își face treaba. Partea subliminală, ce părere are? Ia uite cine îi manevrează corpul, mintea, după ce ia un păhărel și îl trimite la nani. Și pe minte și pe corp. Da, l-a observat. Ce l-a observat. A observat ce face cu el când bea. Păi da, a observat. Deci cum la doarme și cum el intră și se distrează. Se distrează, cum enervează. Pe suferința da. Pe suferința celorlalți, soția, în primul rând, membrii familiei, de cine apucă. Și observă că după ce se duc apurii alcoolului, se trezește și partea subliminală într-un corp care poate e obosit, epuizat, da? Cu diverse efecte ale băuturii. Da. Cum ar fi acum? Deci, observă că face, zice, spune, în timp ce bea, după aceea nu-și amintește. Da? Nu-și amintește ce a făcut.
sau ce da. I s-a spus sau cu cine a vorbit. Da, nu, el adorme. Păi da, deci informația aia nu are, da, ce se întâmplă. După aia observă că mai nou, deși nu este, n-are foarte mulți ani, are o vârstă rezonabilă, mai nou nu prea mai are discernământ, în sensul că nici fără să bea nu mai... S-au ars niște circuite pe acolo, din creier. Păi, în primul rând, alcoolul văd că l-a afectat mult sistemul nervos. Mm. Are și implanturi. Mm-hmm. Ia să vedem ce implanturi are. Da, la cap creier, deci la creier văd, e ca un disc în mijlocul creierului. Și care circuitează, scurt circuitează neuroni. Uh-huh. Iar de puțin. Da, și prin asta poate controla bine mintea și în afara storilor de prietate. Da, da. Așa, la urechi, unde îi distorsionează ceea ce aude, să nu înțeleagă bine ce aude de la alții și să reacționeze violent. Violent. Și când nu bea. Și când nu bea. Și când nu bea. Și la gât văd, aici văd că se ceea ce spune e diferit un pic de ceea ce gândește și nu se face bineînțeles de cei din jur. Distorționat și ce vorbești. Da. Văd la ficat o plasă energetică și o bilă, ca o bilă mică de metal în mijlocul ficatului. Da. Rinichi, de asemenea, la fel, îmbrăcați într-o plasă energetică și în rinichiul drept văd o bilă. Uh-huh. Tot ca implant. Da. Și intestinele subțiri le mai văd slab energizate, afectate de subțiate, să zic așa, nu știu, și cu funcția... Da. Deci pereți, cam multe stricăciuri. Da, cum ar fi pereții intestinului, tubul intestinal e subțiat. E... Ok. Da. Pancreasul, că are și un început diabet de gradul 1 ăla de cu pastile. Pancreas. Dacă este. Pancreasul nici nu-l văd în energetic. Pe acolo, în energetic, spatele stomacului. Locul unde e pancreasul e opac. Uh-huh. Nu se vede. Deci nu se vede amprenta lui energetică. Da. Ok. Deci e foarte... Deci e ca și cum n-ar fi... În energetic nu mai funcționează, n-ar fi. Asta văd că în fizic ar urma să se somatizeze ca o boală gravă în viitor. Bine. Bine. Acum, a auzit partea subliminală că a spus entitatea asta, demon, că deci nouă experiențe în contract cu ea. Da. Vrea să își amintește cum a cunoscut cu demonul ăsta? Lăsând că mai este un lux, mai e un draconian, care stau mai departe. Papă toți. Nu știe cum s-a cunoscut, de unde, nu ce știe, și cum. Da? Zice, nu știu de pe unde vin ăștia, zice, dar mă găsesc. Păi da. Ia să vedem noi. Îi dăm o sferă cu informațională ăla. Toată informația din conștiința părții subliminale, tot ce a înregistrat, da, ca linie experiențială și tot ceea ce noi cunoaște. Hai să vedem dacă o primește. Da, o primește, e curios de ea, o desface, o analizează, zice, mă regăsesc, mă simt, zice. Mă recunosc. Da. Hai să se ducă în experiența aia nouă în urmă, a noua, și să vedem cum a cules ăsta, sau l-a cules. Ok, acolo văd că
a nimerit într-o dispută, o ceartă. Îl văd bărbat de 27 de ani. Mergea, călătorea dintr-un loc în altul. Călătorea spre casă. Da. Ieșa din, văd pe un pod. Sunt vreo doi bărbați care se bat, se ceartă pe un pod din ăsta așa rotund, cum ar veni, care se ridică ușor în sus. Aha, arcuit. Arcuit, așa, da. El trece pe lângă ei, dar nu pare să-l intereseze prea mult ce, ce vorbesc cu ea, ce se întâmplă cu ea. Deci el ar trece nepăsător. Da. Dar unul dintre ei se ia de el. Se pare că îi cunoaște, pentru că îl dă exemplu pe el, nu știu, pe, despre ceva în cearta lor. Și el îi zice, bă, pe mine, lasă-mă în pace, nu mă băga între voi. Și în momentul ăla îi dă un pumn. Lui. Da, lui. Bărbatul. Da. Și se ia la bătaie cu ăla. Și văd că escaladează mult bătaia între ei doi și la un moment dat văd că ea ca un cuțit era pe jos, nu știu care dintre ei purta cuțitul, dar era pe jos și ia cuțitul și îl împunge cu cuțitul în abdomen. Dar a fost o mișcare rapidă, incontrolată, nejudecată de el în furia aia. Cine împunge cu cuțitul? El pe celălalt. El pe celălalt. Care, care i-a dat primul pumnul, da. Dar dacă a se fost uite acum, extrem de furios că a fost tras în, și s-a luat de el și că el n-a vrut să se bage în cearta lor și în vina lor. Da, în treaba dar hai lor. Să vedem acum în energetic ce s-a întâmplat. Fost, cine a băgat cuțitul ăla? Demonul ăla. E demonul lui de azi. Da. Și acolo demonul lui l-a agățat. Trecând pe lângă ei și a trecut la el acolo în căierarea aia, pe furia aia, l-a făcut să-l omoare pe cel pe care îl posedase înainte și apoi și a rămas în câmpurile lui. Da, și a găsit altă gazdă. Da. Altă gazdă. Aici seamănă, adică sunt niște filmări. Acum cât ori fi zice că cu camere din astea performante în care unul trece pe lângă altul și o entitate, un reptilian, sare din ăla, pe, dar pur și simplu trăceau ăștia pe stradă, oamenii. Da, am văzut și eu filmare. Ai văzut aia, nu? Da, și am văzut și alte filmări în care se observă cum sare, entitatea iese dintr-un altul. Da, sare pe altul, da. Păi da, bine, sare și asta se întâmplă trece în condiții, trece, dar trece dacă cei doi sunt pe frecvențe asemănătoare, da? Da. Că dacă unul trece pe o frecvență înaltă, ăla nu, nici nu-și dorește să sară entitatea. Da, exact. Da, deci dacă poate sare. Aici se potrivește foarte bine că când se spune pe frecvența pe care tu o ai, atragi din jur. Da, da. Absorb din jur pe frecvența pe care ești și poți să tragi orice. Și să absorbi mai clar ales prin și entitățile altora. Da, prin locuri publice. Da, da. Asta s-a întâmplat chiar în acest caz. Da. Bine, deci am văzut așa. Acum hai să mergem și să vadă când s-au desprins fragmentele astea două cu care nu a venit în această experiență și care e una, unul în minus 2 și unul în minus 3. În urmă cu 4 experiențe, văd. Ambele? Da. Da? Ce s-a întâmplat acum? Văd o viață de bărbat, băiat. Un fragment s-a desprins la 4 ani, când i-a murit mama. Și a fost crescut de sora mamei. Da. Și soțul sorei mamei, deci unchiul, l-a îndrăgit foarte mult, s-a atașat foarte mult de el și a murit când el a avut 18 ani și atunci a plecat. A pierdut pe al doilea. Da. Da.
Ok. L-a privit chiar ca pe un tată, ca... l-a iubit foarte L-a mult pe iubit. soțul Deci... sorei, care l-a tratat foarte bine, deși tatăl îl dăduse la sora mamei. Da. Și tatălui nu i-a mai... n-a mai putut, nu că nu a vrut sau că Da. nu l-a iubit, dar n-a mai putut să-l îngrijească și s-a îndepărtat de el și atunci l-a privit pe tată pe, ca pe, pe un tată unchiul. pe unchiul, da. Și Care, ca... da, l-a iubit cu adevărat. Ia uite cum observăm că pierdem fragmente pe atașament. Da. Și unii spun, Da. păi de acum să nu mai iubesc sau de ce, cum să nu iubesc? Păi uite că da. Pe atașamentele astea, dragele de controlori au grijă să-ți ia în această viață sau se întâmple orice cu cel care tu îi dai energie, îl iubești și Da. îți ia și fragmentul cu ocazia asta. Da, Da? exact. Da, noi, părțile subliminale, ne iubim unii pe alții, dar iubirea asta aici, în lumea asta, trebuie să o, nu să o dăm porționat, ci să avem grijă să nu devenim dependenți sau, eu știu, prin atașament, prin iubire de alții. Adică Da. să o controlăm cum ar veni. Da. Bine. Păi, hai să mergem atunci, Ela, și să schimbe linia experiențială. Acolo, pe pod, când aia doi se certau, în experiența aia când s-a ales și cu demonul ăsta. Da. Și schimbând linia, probabil că scapă și de fragmentare, că intră în alte experiențe. Să vedem. Da. Și transmite tot ce a văzut acum bărbatului de acolo. Într-un da, fel sau alt, părții transmite subliminale și sufletului de acolo și bărbatului, mintea bărbatului de acolo, da? Da, transmite toată informația lui de acolo, celui de acolo și văd că cum felul în care se schimbă aici acțiunile, el înainte să iasă din pădure, îi zărește, îi vede pe pod certându-se și caută alt drum pe care se meargă, își schimbă drumul, traiectoria. Bine. Și schimbând traiectoria, sare pe altă linie temporală. Da. Și vine, venim aici acum. 1, 2, 3. Aici acum, să vedem dacă mai vine fragmentat. Adică... Nu. Nu. Bine. Nu mai vine fragmentat, îl văd 100% întreg și nu mai are demonul. Nu mai are demon. Dar are pe alții doi. Sau da. Pe cine, dacă erau mai vechi. Luxul da. Și... Bine. Da. Acum să uite prin experiențe, observă în plan fizic, în plan energetic, toate informațiile acestea care le are și hai să vedem câte experiențe el a. Câte experiențe are ca om în 3D? Ok, nu are multe experiențe. Să le observe, să vadă dacă toate sunt așa, cu controlori, adică ghizi, ce fi cum a, să-i da. Vadă pe toți cu forma lor adevărată. Da, ok, vede și cu forma lor adevărată, nu-i place. Să vadă de unde a venit pe planetă, cu ce așa. Scop și, da. Parte subliminală a venit. Spune că această separație de dualitate i s-a părut interesantă. A coborât din 4, dar aceste extreme în dualitate, în dualitatea asta, spune că a mai avut experiențe în dualitate separată prin 4, dar nu pe o plajă de frecvență atât de de larg. Extremă, da, atât Da. De largă și care îmi poate să meargă în atât de mari extreme. Într-un sens sau altul. Da, și asta a vrut să experimenteze. Bine, de unde a venit planeta asta? De unde era?
De unde a venit? Apigoli centaurini, zice. Apigoli centaurini? Apigoli centaurini ca și sistem. Ah, aha, din Centaurus sau cum? Da, acolo zice că a avut experiențe pe 3 planete de 4D, da, în același sistem. Și că pe ultima planetă de 4D putea să călătorească și a călătorit și pe celelalte și a dus în același avatar existențe pe mai multe planete. Pe mai multe planete. Călătorea, da, călătorea cum? Da. Cum călătorea? Nave. Cu avatar, cu nave. Nave. Cu avatar și cu nave, da? Da. Bine. Ce avatar a avut ăsta care a călătorit? Pare un câine umanoid, dar un câine... cum să-l descriu? Nu ca și rasele noastre de câini, ci mai mult spre șopârlă, parcă. Aha. Ok. Deci era un hibrid? Da. Umanoid, câine, șopârlă, așa ceva. Canid și cerpilian, sau ce-o fi asta. Da, da, da. Bine. Și acolo ce fel de experiență cu avatarul ăsta făcea? Era o specie dominantă, umanoizi, deci ce abilități? Ce tip de societate? Erau mai multe forme de societate. El vorbește, văd că, de toate 3 planetele. Erau și spirituale, erau și dezvoltate tehnologic și oamenii de acolo, adică ființele, puteau să trăiască în orice fel de loc simțeau la un anumit moment din timpul existenței. Spune că aveau perioade de timp când se conectau foarte mult cu mentalul și atunci aceștia migrau în orașe tehnologizate și cu o astfel de societate. Sau perioade de timp în care erau foarte spirituali de reculegere, și atunci da, se retrăgeau în alte zone unde erau astfel de așezăminte, unde erau mai mult, dezvoltau mai mult partea asta, latura asta spirituală. Emoțional stăteau destul de slab. Da? Din punct de vedere al emoțiilor legate de iubire, atașamente. Aveau respect, aveau înțelegere, dar nu, cum să spun, nu aveau acea iubire ca pe aici, asta. Ca pe aici, disperată, obsedată și în care să fie atașat de o singură persoană toată viața. Nu. Iubeau pe rând. Larg. Pe rând. Larg, vast. Da. Okay. Da. Aveau și parteneri, adică aveau sex, erau corporile. Da, erau feminini și masculini, da. Aveau, să zic așa, unități între femei, deci între ei, dar nu formau cupluri, nu stăteau într-un cuplu. Nu, erau libere așa. Cum procreau? Aveau o parte dintre ei, aveau și laboratoare și să zic așa, formau avatare și în laboratoare, gen clone, dar bazate pe, nu erau clone de fapt, erau, hai să zic, fabrici de avatare, dar cu ADN-ul lor, cu da, păi ce vrea clonare, asta e clon. Clonare. Clona se ia Nu erau clone pentru că nu ieșeau identici. Nu foloseau ADN-ul, foloseau efectiv ovule și așa mai departe, ca și într-o procreere. Erau sarcini, creau copii artificiali. Da, exact. Nu le țineau la purtător. Da. Da? Și... în zonele unde erau mai spirituali, acolo creau, procreau
prin atingeri, văd, mângâieri, își creau unele senzații corporale, plăceri corporale, dar nu exista penetrare și orgasme cum avem noi aici în fizicalitatea asta, dar își creau plăceri, atingeri și, să zic așa, și creau cum fac șerpii, embrion. Se molează așa unul după altul. Văd că nu știu eu, Ela, că mi-e frică de șerpi și nu mă uit la ei. Se freacă unul de altul așa, se mângâie, se lipesc, știi? Păi și... vezi, asta avea ADN reptilian, ce-o fi da. Și... Da? Păi da, de-aia zic că văd că își, prin mângâiere își creau niște senzații de plăcere și asta le creștea un anumit tip de energie. Și cu acea energie se împregna în corpul femeii, toată energia aia absorbea corpul femeii. Bine. Și se crea un... Da, atunci corpul femeii absorbind toată acea energie, începeau niște procese cum ar fi la noi cele hormonale și așa începeau să procreeze. Bine, am văzut. Hai să-i dăm informația cum că, având, nu, neavând prea multe experiențe pe planetă, are posibilitatea să își deschidă portal de experimentare unde își creează, unde își proiectează și execută experiențe libere, așa cum el și le dorește, astfel încât să-și crească parametrii corpurilor energetice și atunci când preia corpul acesta, poate să-și creeze propria realitate. Da. Să-și extragă energia, vrea să facă? Da, vrea. Să extragă energia din linia experiențială veche, să o colapseze, să o treacă energia printr-un filtru de curățare și să o integreze pe energia lui. Și acum să număr de la 1 la 3 și deschide portalul, intră în el și face experiențe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 și 5. Ies afară. Câte experiențe a făcut el? 900. Hai să dăm parametrii corpurilor. Corp sexual, corp emoțional și corp mental. Da, corp sexual, înainte 57, acum 93. Corp emoțional 44-45, acum 94, și corp mental, ăsta oscilă între 50 și 65, acum îl văd la 96. Cum se simte acum partea subliminală? Spune că se simte expandat, plin de energie, de cunoaștere și cu poftă de a face orice, zice. Adică ca și cum am pierdut timpul până acum și acum vreau să trăiesc. Da, foarte bine. Cu această conștientizare, condiție energetică, îi intră în corpul fizic, se expandează prin toate structurile, toate celulele, arde toate implanturile, că se duc, urăță tot. Da, arde tot ce a fost negativ în câmpurile lui, în corpurile lui energetice, implanturi, emoții, traume, trăiri, senzații, emoții, amintiri, programe, idei, gânduri induse sau autoinduse, și implanturi și urme, reziduri ale lor sau efecte ale lor, toate le-a dizolvat și inundă cu această nouă energie, vibrație de vindecare, echilibrare, armonizare și putere de manifestare nouă și de conștientizare. Foarte bine.
Hai să ne uităm pe întrebări. Da. Și să vedem ce răspund. Ok. De că trebuie să fac un rezumat pe aici. Așa. Da, asta e descrierea. Întrebări. Cum stă cu sănătatea? Păi am văzut că avea niște implanturi, cu diabetul, cu astea. Am vorbit despre. Da. Că pare mai fără vlagă în ultima vreme. Vine de aici, de la pancreas, ce ai vorbit tu? Da. E ca și cum n-ar mai avea energie pancreasul. Bine, dar acum? Acum este foarte energizat, vitalizat, regenerat. Tot corpul, nu doar pancreasul. Mm-hmm. Zice să... hai să facă sfere informaționale cu tot ceea ce cunoaște acum, partea subliminală, și să le trimită către toate părțile subliminale pe care le-a cunoscut sau nu le-a cunoscut, pe vechea linie, pe noua linie. Da, trimite peste tot, tuturor. Și hai să vedem dacă sora, care a plecat acum 5 ani, primește sferă informațională, care a ținut mult. Ajunge la ea sfera, o văd în astral. Da. Bine. A ajuns la ea sfera. Eu lipește, da, în câmpuri și spune să deschidă și să are acolo să facă ce instrucțiune are, da? Da. Părinții decedați ambii. Da, ajung și la ei sfere. Tot în astral, văd. Bine. Să le lipească sferele acestea, da? Da. Hai să vedem partea subliminală a Ancăi. Cum stă? Cheam. Da. Da, venit. Vezi, dacă ea a primit sferă informațională de la Sandu, socru. Da, a primit. Văd câmpurile compacte, adunate, dar ușor bombardate, să zic așa, păi... mici urme în care entitățile încearcă să intre, se facă... dar văd că se ține bine. Da, ea e conștientă, are conștientizare, da. Însă na, situațiile sunt de toate, multiple, prin Matrix. Da. Mm-hmm. Să se umfle dinăuntru în afară, din centrul, da, ei, cu cea mai înaltă frecvență. Și da, să împingă afară tot ceea ce nu-i, da, aparține. Da, își curăță, purifică tot câmpul energetic, arde tot ce nu-i aparține și îl întărește, îi mărește puterea de vibrație, de energie, frecvența și îl face un scut impenetrabil, indestructibil. Foarte bine. Da. Zice că vrea să trimită sferă informațională pentru cățelușa Buflica, care a murit acum 4 luni, o boală de la căpușă din aia. Pe unde e dacă o primești? A ținut mult la ea. Da, o văd în Australia. Mm-hmm. Primește sferă, da. Foarte bine. O sferă informațională și iubirea Ancăi pentru cățelul Tarzan, care a murit otrăvit acum 2 ani. Pe unde e cățelul tău? Încarnat. Tot în cățel? Da. Mm. Da, tot câine îl văd. Bine, e câine vagabond, câine la lecuiva? Nu, e într-o familie. Ah, ok, e bine, e iubit? Da, e foarte bine îngrijit. Bine. Și am mai avut un motan, Tomiță. Uite, capă Tomiță al meu. Un pisoi fumuriu deschis și care a dispărut acum vreo 4 ani. Trimită sferă informațională și să vadă dacă mai este în 3D sau... E în viață, îl văd în viață. Mm. Îl văd în viață și a găsit altă familie. Ah, ok. S-a arciuat pe lângă o altcineva, altă familie. Da, da, și îl văd bine. Dar zice... Dacă a murit, că n-a murit, vedem, sau a fost furat de cineva de pe stradă pentru că era foarte frumos?
A fost zărit de altcineva, dar a ademenit? Nu neapărat cu intenția de a-l fura, ci pisica s-a atașat. Ea s-a dus. Dacă îi pleacă motanii, oricum pleacă. S-a dus, da. Da. Bine, și s-a... e pe stradă, pe acolo, sau... Nu, e bine îngrijit, o familie, da, e departe de e ei. E departe de ei, da. Zice, doamna Nuța, dacă primește sfera informațională, este doamna care le face mâncare, le gătește Ancă. Da, a primit. Zice, Anca, sigur ne-a mai întâlnit în alte vieți, am recunoscut-o. Așa cum ți se pare că știi pe cineva, deși l-ai văzut pentru prima dată, în ce situații ne-am mai întâlnit? Dacă mai cu Anca văd că a fost sore odată, a avut și grad de rudenie ca verișoare în altă viață, prieteni ca băieți. Ah. Deci am mai avut experiențe, da, da. Zice, dacă este ok acum, ca și că Anca zice că ea așa crede că este ok, energetic. Ne ajută cu prepararea mâncării. Da, văd un suflet bun, cald, săritor, așa, bine, cu problemele ei de viață. Ca fiecare. Da, da, și dar... cu entitățile ei și contractele ei. Dar nu este... Da, e un suflet bun. Bun. Da, e ok. Bine, primește sfera informațională de la Anca. Nu văd Anca. Să aibă intenții ascunse sau nu. Ceva de genul. Da, te simt, adică. Da. S-au simțit. Da. Zice despre... Dacă primește sfera informațională, un fost coleg de muncă, Viorel, zice, de ce mi se... a fost frați. Da, zice, de ce mi se părea cunoscut de prima dată de când l-am întâlnit? Ne-am înțeles foarte bine, am lucrat împreună 8 ani. Da, okay. Văd că a avut o viață în care a fost frați. A avut o viață în care, ca și băieți amândoi, au fost prieteni, dar s-au făcut frați de cruce, să zic așa, și toată viața au stat unul lângă altul ca niște frați. Dar îmi arată și o viață mai îndepărtată ca și experiență dintre ei doi, în care au încercat să fie iubiți, dar logodiți au fost, dar s-a rupt logodna lor. Și n-au împărtășit, n-au stins iubirea dintre ei în viața aia, dar s-a disipat până la urmă, n-au mai... Adică, bine. Cred că entitățile au încercat acum, cine ceva, știe, adică dar... aveau de, păi aveau de închis carme. Da, da. Da. El primește informații? A ajuns la el, sfera o are încă, pune încă n-a accesat-o. Zice, aș vrea să știu ce mai fac copiii, părți subliminale, Șerban, Alex și Diana, dacă au ceva de transmis. Hai să vedem dacă ei stau bine energetic. Șerban e băiatul mai mare, probleme. Șerban e ușor permisiv. Câmpurile lui energetice, dar văd că și dacă intră entitate, nu stă. Pleacă repede. De ce nu stă? Vibrația lui e modificată, frecvența lui e modificată. Și o scade pe moment, dar se ridică repede înapoi. Văd că e foarte mult influențat de energia mamei. Și cumva reușește să-l ridice, da, și să-l pe... ridice și să-l țină cât de cât pe o frecvență bunicică. Vrea să-i spună ceva? Dacă primește sfera informațională de la mamă? Da, o primește. Sfere, vrea să-i spună ceva? Îi transmite ceva? Îi pare rău pentru tipul de experiență pe care o au acum împreună cu atâtea greutăți și bătăi de cap. Okay, nu știe ce să mai facă ca să ajute corpul fizic. Dar își acceptă experiența așa cum e, zice. Cumva are semnatul. Da. Alex, băiețelul? Da, spune că o iubește. El e bine? Să lasă să se joace mai mult, zice. Și hai să vedem și pe Diana. Ei sunt apropiați de vârstă. Cred că Diana e mai mică.
nu mai știu da, asta. Și ea transmite iubire. Ea nu prea are ceva ce să transmită, din câte văd, nu prea zice. Uh-huh. Bine. Și aș vrea să știu ce mai face mama, Elena. Ei au fost curățați, toate părțile astea subliminale. Da. Dacă primește sfera informațională, mama încă, Elena? Da, văd că primește. Cum o vede? Echilibrată, destul de echilibrată. Hai să zic neutră. Încă antrenează mintea, zice, încă... Lucrează cu mintea. Da, lucrează cu mintea, da, da. Bine. Soțul, Mihai, și el curățat, dacă primește sfera informațională? Da, o primește. El cum se prezintă? Zice, mulțumesc că ești stâlpul meu. Zice, și-ar interesa pe Anca să afle dacă el o să reușească să schimbe locul de muncă. Păi că are intenția. Îl văd obosit, zicea că se simte obosit și vrea un switch, vrea o schimbare, vrea ceva. Bine, s-o fac. O va obține, da. Da, da, bine. Obține. Bine, ce mai avem aici? Ok. Că și Anca ne spune că și-a schimbat serviciul. Bine. Dar și el vrea acest refresh. Foarte bine. Astea au fost întrebările. Hai să vedem dacă toate aceste părți subliminale vor să meargă în sinele mai înalt și ne uităm la Sandu. Unde merge? 1, 2, 3. Care vrea să meargă, să meargă. Da, toți merg. Sandu merge în sine de 8. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică, vindecă și armonizează. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici fiecare își caută matricea originală cu care vine din experimentare. O matricea originală o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează fiecare declarația de suveranitate, o spune cu determinare. Ne uităm la Sandu, câte experiențe a avut în univers? 15.000. Puține. Da. Așa, linia a colapsat-o. Să-și activeze fiecare programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da. Să-și facă și Sandu sferă de manifestare, aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, o acțiune în fizic, până când manifestă. Ne uităm și noi la sferele noastre de manifestare. Și număr de la 1 la 3, venim aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică și lărgește. 1, 2, 3. Aici acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat în această sesiune. Să-și anuleze Sandu, parte subliminală, orice ritual de orice fel pe viața asta, care a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora. Anulează, disolvă, decrează tot. Face două sfere generaționale de cea mai înaltă frecvență, le trimite pe acest arbore genealogic și arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la el. Da, arde și pe partea mamei și pe partea tatălui tot. Nu ne-am uitat dacă soția lui Sandu a primit sfera informațională el. Da, a ajuns la ea sferă informațională. Și dacă poate să ne spună partea subliminală a lui Sandu, de ce această înțepare s-a înțepat toată viața? Conform contractului, bineînțeles. Dacă da, dacă și vrea ca el să aibă dreptate. Ok, și să comande. Să se facă pe el cumva, da. Și entitatea. Absolut, era asta. Entitatea. Da. Dar au mai avut experiențe împreună, nu? Au avut, da. 27 mi-era. Bine. Și acum mai face
nu știu, o sferă sau nu știu dacă sunt doi copii, pentru câți copii are, adică pentru Mihai sigur, soțul Ancăi, sferă de manifest, sferă din asta de cea mai înaltă frecvență și o trimite pe legătura genetică, arde toate programele care s-au transmis de la el la fiu. Da, dizolvă tot ce s-a transmis de benefic, da. Dacă mai are și alți copii, trimite și către alții, nu știu, nu mai știu. Acum el adă cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă frecvență în casele noastre, mașini, surse de venit, jocuri. Da, de pretutindeni se dizolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, toate amprentele energetice, hologramele, energiile stagnante, blocate. Entitățile sunt aspirate pe portal de cea mai înaltă vibrație și toate celelalte canale, portale, vortexuri se închid, se sigilează complet de pretutindeni. Mulțumim părții subliminale a lui Sandu și celorlalte părți subliminale pentru această călătorie. Opresc aici.